Salutare, dragii mei! Astăzi vreau să vă arăt cu ce mă ocup eu, anume cu croșeta și cu andrelele, deși de data aceasta nu am nimic cu andrelele. O să vă arăt ce tricotez, adică croșetez. La moment, iată, am început să croșetez, iată așa, un șal de la mai mare la mai mic, da? Vedeți cum merge. Iată așa un desen cu bufuri. Dar nu o să-l termin pentru că am luat puțin lucruri. Acesta este așa, ca un model. Am vrut să văd cum se primește, cum se lucrează acest fir. Apropo, acest fir este, cum să vă spun, bobina italiană. Avem denumirea Botto Giuseppe Harrison. Avem merino 52%, linie 20%, pa 28%. În gem am avut 200 de grame. Și 100 de grame, 365 de metri, croșeta 2,5 de milimetri. Aceasta o să despletesc. Acum am aproape gata, tot din acest fir, un șal aproape gata. Neapărat o să vă arăt cum se croșetează el, pentru că deja îl termin. Iată, uitați-vă ce desen. Sigur că după ce o să-l spăl, o să arate altfel, mai frumos, o să se îndrepte toate aceste ochiuri. Iată, uitați-vă, desenul, așa, flori, da? Cu jumătate de flori. Este destul de mărișoară și mi-a rămas două rânduri și termin. Și iată, încă cât fir, eu cred că o să mai ajungă, dacă nu, o să iau din nou între celelalte. Așa, o culoare. Firul, n-aș spune că mi-a plăcut, așa și așa, el se rupe, este foarte moale și e greu de tras firul, tot timpul trebuie să trag cu mâna, pentru că el are, vedeți aici, ca bobulite, nu este drept firul. Nu vreau să arate. Vedeți? Are așa. Și din cauza aceasta trebuie fiecare dată să transfer. Așa. Iată așa aproape lucrare gata. Finisată. Puțin mi-a rămas. Îmi place să o croșetez. O să-mi mai iau încă în lucrare alt șal. De obicei, noi toamna aceasta o să avem multe șaluri. Cred că și dumneavoastră o să puteți să vă alegeți ceva care să vă placă, o să arăt cum se croșetează și cred că o să vă faceți și voi. Pentru că eu le iubesc enorm, le port tot timpul cu un paltonaș și îmi place să le croșetez. Așa, mai departe, fața de masă. Iată, dintr-așa fir, aici sunt mai multe fire, romana fir, dar anume din care eu croșetez, romana fir. Este foarte subțire. Mi-a mai rămas încă 1, 2, 3, 3 gemuri. Acesta este tot așa grosime, dar este deschis la culoare, vedeți? Acestea, alte două gemuri, este, eu cred că acesta este ceva olivia sau flavia, este mai gros. Și aici, în gemul acesta, tot este mai gros. Ea nu o să margă în lucru. Eu cred că o să meargă toate aceste trei gemuri, da? Da, trei gemuri și nu și a patrulea care îl fac acum. V-am mai arătat eu această față de masă, dar a crescut puțin. Iată. Este din două rânduri, este foarte ușor de împletit. Eu o să vă arăt neapărat. Nu știu, să vă arăt acum, nu chiar acum în video acesta, dar încă nu este gata, da? Să vă arăt. Scrieți-mi în comentarii să vă arăt acum sau când va fi gata. E din două rânduri. Adică nici nu am mult să vă arăt. Vă arăt o câteva rânduri cum se face și se repetă. Plus o să vă arăt și schema o să vă las și o să vă orientați. Dacă ar fi firul mai gros, sigur că ea ar fi puțin mai masivă, da? Și uitați-vă ce desen simpatic.
Această față de masă, știți, ea merge pe altă față de masă, de exemplu, albă sau un bej mai deschis, cum era gemul acesta, da? Pentru că ea doar singură, vedeți că sunt găuri și ea singură parcă ceva mai trebuiește, dar ea anume pe o față de masă se pune. Așa. Iată așa o lucrare încă este. Și ultima lucrare este o plapumă. Am arătat că fac din resturi de fire care mi-au rămas. O plapumă pentru scrânciub afară, pentru toamnă. Știți că toamna, îmi place să stau, eu unde știu iubesc toamna, îmi place să stau în scrânciub cu o cafeluță, cu prietena sau cu copiii și să brodez sau să croșetez, tricotez, dar îmi îngheață picioarele și ca să mă învelesc, îmi fac, iată așa, o plapumioară diferite. Vedeți? Desene, da? Sunt patru patru feluri. Iată așa unul. Așa model. Tak. Așa model. Eu am în vedere culoare, dar însuși cum merge, da? Vedeți? Se diferă. Și al patrulea. Al patrulea este acușul arăt. Iată-l. Vedeți? Și eu am început deja să le unesc. Firele mele sunt diferite. Cartopul Cristal, cartopul Gonca și mai sunt din alte fire, ceva din cartopul, dar numai seara m-am șic ceva. Este și din bobina italiană care mi-a rămas resturi. Și dați-vă arăt cum se primește. Iată, uitați-mă, deja le strâng, le croșetez între ele. O să fie așa o plapumă veselă, colorată, deschisă. Eu nu aleg culorile, le croșetez așa cum le văd, cum le iau, pentru că nu am atâtea culori ca să le combin, știți? Sunt resturi de fire și de aia o să fie ceva foarte colorat, foarte vesel, plăcut. Și cald, da? Și asta e. Așa, dragii mei, în video celălalt o să vă arăt lucrurile mele care le-am terminat, deja le-am finisat, de mult promit, dar nici acum nu vă arăt. O să vă arăt în video viitor și apoi va fi masterclass la șalul acesta care v-am arătat și apoi o să vă mai arăt ce o să încep nou. Vreau să încep o fustiță pentru copil, pentru fetiță. Mi-a scris în comentarii cineva că vrea o fustiță până în pământ, da, pentru maturi. Mă gândesc la ce fel de model. Eu tot aș vrea o fustă așa. Una că trebuie să iau fire, da, pentru ea mai multe. Și modelul. Eu o să mă gândesc la aceasta și neapărat o să facem și fustiță lungă, da? O să poată să, pe orice figură să o croșetăm, pentru că la mine merge elasticul care eu îl croșetez, merge elasticul, grosimea, lățimea diferă, adică dacă vă place să fie mai îngustă, singur puteți să, eu o să povestesc în video, să corectați, adică să o faci sau mai groasă, sau mai subțire și luați talia voastră și măsurați acest elastic de jur împrejur, de cât aveți nevoie, și apoi doar jos începem să croșetăm desenul fustiței și acolo, deja după figura voastră, ea o să fie, da? Fiecare cu centimetrele lor la talie. Așa. Doar că trebuie să alegem model. Până ce nu m-am gândit, nu am găsit. Mai mult pentru copii fac fustiță. Dar vreau și eu o fustă pentru mine.
O să vedem. Da, eu o să mă gândesc la asta, o să pregătesc fire, o să-mi cumpăr fire, că croșeta ia multe, da, și sigur că dacă este lungă, nu știu, va fi până în pământ sau până la genunchi, iarăși nu pot să vă spun. O să vedem. Așa. Și vreau să mai încep un șal, vreau să mai încep un pulover. O să mă gândesc și o să vă arăt în videourile viitoare, neapărat. Vă doresc o seară bună, mulțumesc că sunteți cu mine, îmi pare bine că vă abonați și vă plac videourile mele. Vă doresc o seară frumoasă, frumoasă. Pa, pa!